Da, dragilor, așa atingem noi iarba la stradă, foarte scurt, vedeți, o periuță facem. Iarba la stradă arată foarte bine, să știți că e cea mai geasă iarbă pe care avem în toată curtea. Pe margine, acolo, pe lângă casă, pe lângă casa lui vecinul, nu punem piatră. Acolo vreți să punem iară iarba la toamnă. Da, de la stradă arată cel mai bine, da. Așa o atingem noi foarte, foarte scurt, mașina foarte jos, vedeți? Foarte jos e mașina. Acum să nu se supere vecinul că arată casa asta frumoasă. Avem tare faini vecini și avem tare frumoase căști aici, e tare frumos locul, totul e super. Toată lumea se îngrijește, toată lumea se aranjează. Ce faci, soțul? Merge treaba? Merge. Mai un pic, avem și apă iară, n-avem timp. Cât timp durează până atungem iară, că dacă e așa scurtă? 3 săptămâni. 3 săptămâni, aproape lună, liniștit. Acum crește mai rar, nu mai crește așa de repede. Da, că... acum, peste o lună mai. Peste o lună mai, dacă... Dacă... Vine frigul și așa nu crește nici atâta dacă s-ar răci vremea. Acum să vedem, sper să avem căldură încă. Știți cum e când e vară, multă vreme să fie răcoare. Când e, vine să apropie toamna, iarna vrem iară căldură mai multă. Și așa se întâmplă la noi. Nu uitați să apăsați butonul de abonare, butonul de like, cum vă spun de fiecare dată. Vă mulțumesc pe această cale ca să le puteți urmări. Așa tângem noi iarba. Mi s-au pus întrebări. Cum tângem noi iarba așa de scurtă, șoț la stradă? Să lasă mașina cât de jos, dacă pământul e drept. Dacă e numai tă cu valuri și cu mușuroi de, nu știu cum le spune la alea, animalele alea care sapă. Da, cârtiță, cârtițe. Cârtiță, nu curopii. Avem și noi în curte, dar ai văzut că nu mai avem, de când am pus alea de tablă. Da, noi o să-l ducem în spate, îl amestecăm cu pământ, lăsăm să putrăzească și după aia îl pui nevasta la flori. A, o zis, dragă, așa facem noi cu compostul ăsta, facem un compost, pentru că e compost care tu îl cumperi de la magazin, da, normal. Cu furca, cu pământ, cu și, lupata. Da, și lași acolo și să face o lună, da, două. Până la primăvară, da? Dacă sunt ploi, să face și mai repede și îl pui acolo la flori și un compost care tu îl cumperi, de fapt, pentru flori. De la magazin dai banii pe el, dar aici poți să-l faci la tine acasă, în curte, dacă nu ai curte. La flori, poți să-l folosești și la răsaduri de roșii, de paprika, de... Da. Dacă faci răsaduri, dacă nu îl cumperi de magazin. Soțul se pricepe foarte bine la grădinărit. Și eu mai puțin și eu cresc la țară, dar vă spun sincer că mai puțin, deși am făcut multe. Mai vecinie, numai de naște așa, mai de vârsta mea, știi? Trebuia să fie de așa alte mai tinere, la care să le învăț cum să facă în grădină. Soțul glumește tot timpul. Da, ciao. Ceau, ceau. Nu uitați de abonare. Așa facem noi, așa facem, așa facem noi curtea, deci iarba foarte, foarte, foarte scurtă. Și atunci nu avem treabă. Acum 3 săptămâni am tuns-o. Și uitați aici, acum 3 săptămâni, cred că, de nu 4. Și uitați aici, numai cât a crescut. E tunsă foarte, foarte scurtă, da. Și așa o tungem foarte scurtă bradă noastră, Doamne, ce frumos e din cu această bradă. Sunt ale noastre toate. Mă duc cu voi în curte acum că vreau să vă arăt. Vreau să vă arăt ceva. Aici că am crescut iarba, dar ne-am cumpărat ceva și floricelele mele, uitați-le. Bidonele cu apă, trandafirii. Vreau să vă arăt că au frunze, se ved, au frunze înăuntru. Ia uitați ce floare faină am aici. Da? Ori făcut deja frunză, că e foarte cald și sper să nu am probleme ca să mi se usuce, că cei care fac frunză sub așa de repede se usucă. Asta abia l-am pus, asta abia l-am pus, asta abia l-am pus, o prins, uite, de o săptămână e pus, arată foarte bine. Am aici o floare foarte faină. Vreau să vă arăt, dragilor, că facem curățenie, abia am ajuns și trebuie să facem curățenie peste tot, să măturăm frunzele, facem tot, tot, tot. Ia uitați-vă bine aici, uitați-vă ce ne așteaptă. Trandafirii mei sunt în plină floare, dar de ce? Pentru că le las bidonul cu apă. Și tot timpul le picură apă. Nu plouă foarte de mult timp. Săptămâna trecută nu plouă deloc. Și uitați cum arată. Și o să vă arăt și înăuntru. Se vede. O dat frunză, da? Butucul meu o dat frunză. Ia uitați-l. Sper să nu mi se usuce, să facă rădăcină. Aici iar o dat frunză, se vede, da? Am pus și cu fundul sus și așa cu gura în sus ca să le acoperi la iarnă. Aici am, ia uitați-vă. Dar de ce credeți voi că stau așa florile? Bidonul cu apă. Și bidonul cu apă, da, aici toată lumea lucrează în forță, pentru că este sâmbătă, nu este nicio zi. Uitați, aia este iară, mă înfloresc. Deci asta e a treia oară când îmi înfloresc florile mele. Le vedeți, da? Iar înfloresc florile, ăștia au boboci. Ia uitați, iar înfloresc, da. Așa se întâmplă. Ăștia iar au boboci, iar mă înfloresc. Uitați, toate vor înflorit din nou.
Trandafirii i-ați văzut, da? Deci toate, deja asta s-a uscat. Deja asta s-a uscat, nu știu dacă mai are ceva boboc. Este unul în spate care a înflorit abia acum, e un pic mai așa. Aici iară plin de boboci, uitați. Și uitați trandafirul meu galben. Ați văzut filmul trandafirul galben, dragilor? Uitați trandafirul meu galben. Uitați cât de bine merge aici, Doamne! Cu rozaliul, vedeți? Roz mov, așa. Doamne, dragii mei, de acum miroase și aici. Este unul galben tot cu roșu. Și aici este un trandafir galben, alb, din aceeași viță, da? Aceeași viță cu mai multe culori de trandafiri am. Ăsta e alb, din aceeași viță, se vede, da? Vine din aceeași viță, ăsta e galben, foarte bine arată. Doamne, cum miroase! Ăsta abia așteaptă să înflorească. Am niște boboci, uitați, abia acum își dau drumul, da? Uitați aici. Ce să vorbim? Aici am iar un butuc. Și ăsta o da mugur deja. Nu știu cât de bine se vede. O da mugur. Da? Mai am unul aici. Și ăsta o dat mugur. Da? Se ved mugurii. Și bineînțeles că și ăsta înfloresc. Și mai am aici un butuc care arată foarte bine. Sper din suflet să-mi rămână. Dacă eu o să mai pun câțiva butuci. Asta iar o dat, uitați aici. Asta iar o dat mugur. Deci arată foarte bine, foarte bine. Aici vreau să-mi pic pe piciorile, că mai am aici o sticlă. Uitați-l, un colțit.